Episodul anterior din Transformers Prime. Ar fi mai bine dacă ați rămâne sub supravegherea noastră. Privește la Energonul Negru. Legenda spune că are puterea de a învia morți. Semnalul lui Cliff Jumper a apărut din nou. Să-l găsim pe Cliff Jumper. Cliff! Ce e asta? Nu știu, Cliff era plin de ea. Stai, stăpâne Megatron, nu știi ce se poate întâmpla! Ține-te bine, Jack! Wow! Hei, hei! Ce cu tine, Arsi? Mă gândeam că ți-ar plăcea puțină viteză fără să se tragă în tine. Ah, grozav! Gata? Pregătiți? Miko, eu ar trebui să te apăr. Bulkhead, sunt închisă bine în interiorul a 10 tone de muști de metal. Sunt apărată. Nu e corect, Bumblebee. Ai condus cu mult mai mult decât mine. Slavă Domnului că e liniște și pace. Musafirii pot fi așa opacoste. Ce? Optimus. Pe toate scânteile! Transformers Prime. Forțele Întunericului, partea a treia. Am nevoie de asta! Și rămâi acolo. Oare care ar fi putut fi cauza? Am o anumită bănuială, Ratchet. Energonul Negru. Stăpâne Megatron, parcă sângele unicornului distrugător mi-ar curge prin vene. Parcă îi aud gândurile. Știu ce am de făcut. Și eu ce pot să fac să te ajut, stăpâne? Nu mai linguși atât. Așteaptă ordinul meu. Soundwave, mi-e teamă că după ce stăpânul nostru s-a înălțat printre stele, s-a întors cu puțină nebunie spațială. Stăpânul Megatron nu are judecata limpede de când s-a întors. Mărește supravegherea globală. Nu mai linguși atât. Așteaptă ordinul meu. Nu sunt sord. Dar dacă Optimus Prime trăiește, cred că este în interesul stăpânului Megatron să ne asigurăm că inamicul său este distrus. Dacă rezidurile pe care Arsi le-a găsit pe Cliff Jumper ți-au readus echipamentul la viață, atunci se înțelege de la sine că aceeași substanță l-a ridicat pe Cliff Jumper înapoi din morți. Așa s-ar putea explica semnalul lui care a revenit online, dar Energon Negru? E atât de rar încât e practic inexistent. Ce ar putea să caute pe pământ? A fost transportat de Megatron. Oare pentru ce scop? Pentru a cuceri planeta asta prin formarea unei armate a nemorților. Păi Megatron ar trebui să distrugă cam multe electrocasnice. Adică unde crede el că va găsi așa mulți Cybertron morți? Ah!
Asta a fost grozav. Drăguț! Scuze, cred că am uitat-o pe banchetă. Autoboți, pregătiți-vă pentru... Afară? Să rămâneți aici. Ratchet, tu vii cu mine. Pentru o vreme, așa că tu conduci. Omule, ești cel mai mare. Tu ar trebui să fii șeful. Niciodată nu mă alege pe mine. Optimus, dacă-mi permiți. Una e să te joci de-a bodyguardul și alta e să fii babysitter. În plus, Ratchet n-a mai fost pe teren de la război. Poate că am pistoanele cam ruginite, dar auzul îmi e foarte bun. Pentru moment, e doar recunoaștere. Atunci de ce simt altceva în vocea ta? Arsii s-au schimbat multe în ultimele 24 de ore și cu toții trebuie să ne adaptăm. Ratchet, scoate-ne afară! Bine, șeful, deci ce e pe lista de activități? Mă duc în patrulare. Dar Optimus ne-a spus să rămânem. Când vei conduce tu, poți să iei tu deciziile. Bi, cu mine. Bulkhead, tu conduci. Deci, ce e pe lista de activități? Ce-ați zice de repetiție muzicală? Dar noi nu suntem o trupă. Nu fi antisocial. Haide, Raf, cânta ceva. Tastatura? Laptopuri și mostre. Bun, Jack? Eu mă mai joc uneori cu acordeonul. Arăt eu a cântăresc de country? Ia, mânjește-te cu sânge fals și alergă pe aici urlând. Bulkhead, percuție! O să încercăm un sunet industrial. Ne-am descurcat! Suntem o trupă! Trebuie doar să învățați cântecele. Asta e o baladă. Pumnul meu, fața ta! Tu nu te descurci cu atâta forță brută? Senzorul de proximitate. Repede, ascundeți-vă! Prime! Agent Fowler? Nu e aici. Nu e nimeni aici. În afară de mine, normal. Păi unde a plecat? Stai, nu-mi spune. Tocmai aterizează pe un mini-mall. Eu nu știu ce limbă vorbiți voi, autoboții, acolo pe planeta voastră, dar Prime a promis că se ocupă de Decepticoni. Și explozia unui crater în plină Nebraska nu asta înseamnă limba pe care o vorbim aici. Așa că spune-i lui Prime. De când sunteți voi pe electric? Hei! Ce faci? Contact cu civilii! Echipa Prime s-a întrecut pe sine de data asta. Stai, nu-mi spune. Ați deschis un centru de zi. Bine. Noi suntem stagiari. Studenți stagiari. Primim credit extra pentru vânzări de mașini. Robotică. Bine. Mișcați-vă. Toți trei în custodia Agenției Federale. E pentru siguranța voastră. Noi îi protejăm. Chiar așa? Păi poate reușiți să explici asta superiorilor mei de la Pentagon. Nu folosi telefonul ăla. Nu funcționează. N-o să rămână așa, Bigfoot. Nici să nu te gândești. Optimus, ce sperăm noi să găsim aici? Locul celei mai mari bătălii cybertroniene din galaxie. Pe pământ? Cred că glumești, nu? Îți amintești ultima perioadă din război, când ambele tabere începuseră să-și ascundă rezervele de energon pe alte planete? Bineînțeles, din cauza asta există rezerve de energon pe planeta asta. Din aceeași cauză, bătăliile au ajuns să se poarte pe planete de genul acesteia. Și mi-e teamă că memoria lui Megatron e la fel de mare ca istoria. Domnule, aici agent Fowler. Avem o problemă.
Sunt pe drum dinspre baza autoboților. Vă voi raporta personal. Agent Fowler, sunt pe drum dinspre baza autoboților. Vă voi raporta personal. Baza autoboților, a? Oamenii, eterna verigă slabă. Aduceți-l pe acest Fowler. Mai bine să ne raporteze direct nouă. Hei, Vulturel, zbor cam tare. Ce-o mai fi și asta? Pe stradă nu ești în siguranță și acum nici în aer. Conduc eu. Nu dai niciodată de un autobot când ai nevoie de el? De la Fowler. L-ai localizat? Coordonatele sunt incomplete. Păi atunci... Vorbesc serios? Fowler e un nenorocit. Wow! Fie că-ți place tipul sau nu, Decepticonii au pus mâna pe el. Iar Fowler știe unde sunteți. Hmm? Unde suntem? Și tocmai am văzut cât de repede a renunțat Fowler la un autobot, nu? Decepticonii o să scoată undul din el. Dar am pierdut legătura. Fowler ar putea fi oriunde. Să încerc să-ți fac un rezumat. Acum 5 ani, guvernul a început să pună microchipuri agenților. Știi? Cum fac oamenii cu animalele lor. Ce? Am văzut la televizor. Oricum, dacă aș reuși să intru în computerul federal, poate aș reuși să-l găsesc pe Fowler. Știi să faci asta? Dar tu ai gen... 2 ani! 12. Și un sfert. Bine ai venit, agent Fowler. Cu toți musafirii te porți așa frumos? Oricine e prietenul cu autoboții. Autobot? Unul din locurile alea unde bagi moneda și speli mașina? Deci vrei să discutăm așa? Se pare că nu ți-a spus nimeni până acum că noi nu apreciem umorul oamenilor. Fă-l comod pe oaspetele nostru. Latitudine 39,5. Longitudine 116,9. Bine, stați aici. Nu te trăma trupa? Jack, tu conduci. Bănesc că noi trei conducem locul ăsta. Mico? Mico?
Fowler? Oh-oh. Toată gașca de Decepticon. În regulă. Care-i planul? Mico! Oh, nu e bine. Mico, atenție! Întoarce-ți capul! RC, Bumblebee, recepționați! Cât se poate de bine, Bulkhead? Am o problemă. Bulkhead, sunt copii, oameni, fă orice! Unde ești? Ea unde e? Ce-ar trebui să facem? Poate că Bulkhead nu știe că ea l-a urmărit. Mico nu i-a văzut pe Decepticon în acțiune ca noi. Habar nu are. Astea sunt coordonatele. Computerul are încă destinația lor. Tu conduci. Pe cine să conduc? RC către bază, răspunde. Jack, fii atent, trebuie să ne aduci înapoi. Alo? Oh, Bumblebee, metal la pedală. Agent Fowler, îți cer un singur lucru simplu care îți va salva familia de suferință. Spune-mi care e locația bazei autoboților. Nicio problemă, dar trebuie să te rog ceva mai întâi. Da, te ascult. Am o problemă cu un serviciu pentru clienții din zona. Poți să vorbesc cu managerul? Eu iau deciziile aici. Eu conduc. Aduceți-l. Unde sunt RC și Bumblebee? Omule, Decepticonii ar putea să pună gheara pe Fowler chiar acum. Hai să dăm iama în bomba asta. Sunt aici. De ce nu stau ăștia cu autoboților? Ăsta e momentul nostru! Ce, nu-ți vibrează oasele? Voi de acolo! Fierării! Te mai rog frumos pentru ultima dată. Baza autoboților! Sigur că da, prietene. Imediat după ce mănânci chiloțeii cu steluțe. Cum mi-am imaginat, energonul și sistemul nervos uman nu se potrivesc. Pentru prima dată în viața mea, Optimus, speram să te fi înșelat. Optimus! Ești bine? Văd că ai adus și câinele de pază cu tine. Eram convins că e în convalescență printr-un depozit de fier vechi. Nu vrei să-l inviți aici jos la o șuetă? Știu de ce ești aici, Megatron. Nu mai e o surpriză, Optimus. Până la urmă, noi doi facem asta de multă vreme. Iar vremea ta a ajuns la sfârșit. I'm
armată! Pe toate scânteile. Iată puterea energonului negru! Va urma